Bună seara! Vă spun încă o dată la mulți ani. Sunt senatora Elenei Evdochia, senatora AD, singur pe lume în Parlamentul României. Și vreau să vă spun câteva impresii în urma vizitei mele la Sovata, unde am petrecut Revelionul cu câțiva prieteni din Alternativa Dreaptă. Aceleași fobii, aceleași dureri, aceleași probleme și în Dobrogea, și în Muntenia, și în Oltenia, și în Transilvania. Da, Ardealul-i fruntea, însă fruntea aceea este zbârcită de atâtea griji. Aceleași frici, aceiași copii care ne pleacă peste hotare, aceiași copii care nu au de lucru în țara noastră, aceiași părinți olari care rămân fără urmași în profesiile lor, cu pensiuni care sunt deschise numai în timpul concediilor și apoi mai fac de sărbători puțină treabă, după care vieții de ei abia reușesc să supraviețuiască. Oameni de toate naționalitățile, am întâlnit unguri, nemți, sași, care ne-au primit foarte frumos și care ne-au vorbit că ei trăiesc foarte bine împreună, că ei se iubesc, ei se respectă și că acele probleme despre care se vorbește în Parlament practic nu există decât în Parlamentul României. M-au întrebat despre cum e viața la București, despre cum e viața în Parlament și foarte mândri mi-au spus că și ei au senatori, deputați, guvernanți în satele vecine și ce mândri erau de guvernanții lor. Iar eu i-am întrebat atunci, Doamnă, cât ați plătit factura? Ioi, foarte mult! Păi întreabă-l pe vecinul dumitale, guvernantul, de ce ai plătit atât de mult? Întreabă-l și nu-l întreba elegant, Doamnă, întreabă-l de ce am fost de acord cu vânzarea OMV-ului? De ce am fost de acord cu vânzarea Mintiei? De ce au fost de acord să se închidă minele? De ce au fost de acord să închidă termocentralele? De ce au permis să nu se deschidă hidrocentralele? De ce nu creează condiții să avem celule fotovoltaice pe casă, să devenim prosumatori? De ce nu ne ajută? Întrebați-i de ce își bat joc de dumneavoastră. Deci e strigător la cer. Aceleași probleme în toată țara noastră. Eu promit, fraților, că o să fac tot posibilul să demasc prostiile care se fac de către parlamentarii noștri. O să demasc că în continuare se vinde țara bucată cu bucată, iar o mare durere a noastră a dobrogenilor este aceea că nămolul din lacul Techirghiol este trimis la export de către firma Formin. O să știu cine este în spatele acestei firme și data viitoare o să vă povestesc ce se întâmplă și cu nămolul. Acum eu nu pot decât să vă doresc un an nou, liniștit, cu pace și sănătate. Vă mulțumesc! Bună seara, noapte bună!